Bucovina Rădăuți a pierdut în această vară 4 jucători. Vasile Vitu i-a urmat pe Dorin Goian și Daniel Bălan la Foresta Suceava. Andrei Alexandru s-a înțeles cu Aerostar Bacău, iar Vasilică Mihăieș va reveni cel mai probabil la Metalul Buzău. De asemenea, mijlocașului Bogdan Melinte i-a expirat împrumutul de la FC Botoșani. Conducerea clubului rădăuțean are și vești bune pentru suporteri. Golgheterul echipei, Ionel Stoian, și experimentatul atacant Ionuț Plămadă și-au prelungit cu 2 ani contractele cu Bucovina Rădăuți. Cu toate că a avut mai multe oferte în această perioadă, Ionuț a dat dovadă de caracter și a demonstrat din nou că este un mare iubitor al fotbalului rădăuțean. Ne bucurăm foarte mult că acești 2 jucători experimentați vor rămâne alături de noi în acest nou proiect pe care îl avem în derulare. Se arată pe pagina de Facebook a formației rădăuțene. Antrenorul Bucovinei Rădăuți, Iulian Ionesi, intenționează să înceapă antrenamentele pentru următorul sezon al Ligii a 3-a peste aproximativ o săptămână.